de Medicină Legală Mina Minovici a eliberat certificatul de deces al lui Andrei Gheorghe, iar în aceste momente familia și adio de la jurnalist. Mai multe informații are colegul meu Vlad Mogoș. Vlad, bună ziua! Bun găsit la ora, certificatul de deces al lui Andrei Gheorghe a fost făcut public. Pe fișa respectivă este menționat faptul că moartea celebrului prezentator a fost provocată de o cauză neprecizată. Mai multe detalii despre adevărata cauza a decesului lui Andrei Gheorghe vor avea medicii în momentul în care vor sosi analizele și vor putea întocmi raportul toxicologic. Andrei Gheorghe avea o dorință, aceea de a nu fi înmormântat, iar familia lui respectă această dorință a celebrului prezentator. Astăzi, în jurul orei 11 trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe a fost ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală și depus în capela crematoriului, în uh, sala anfitreală, acolo unde doar apropiații lui Andrei Gheorghe au acces. Mâine, în jurul orei 12, trupul neînsuflețit al bărbatului va fi incinerat, Andrei Gheorghe va fi îmbrăcat într-un uh, sacou albastru cu dungi albe, o cămașă albastru, o pereche de ginj și o pereche de uh, ghete maro. Costurile de incinerare se ridică la 900 de lei, preț în care sunt incluse atât depunerea la capelă cât și o urnă neagră în care ulterior va fi depusă cenușa bărbatului. De asemenea, sicriul va fi unul închiriat de la o firmă de pompe funebre cu prețuri cuprinse între 250 de lei și 1500 de lei. Apropiați din cadrul familiei susțin că mâine, înainte de momentul incinerării, ar urma să aibă loc o slujbă religioasă. Laura? Vlad, mulțumesc. Mai mult